Știința Explorări Baia Mare joacă pe terenul Universității Cluj într-o partidă programată în etapa a 22-a, ultimul din sezonul regulat al Campionatului Național de Volei Masculin. Partida va avea loc mâine de la ora 12 și va fi arbitrată de Florin Vasile Bosi și Cosmin Tudorache din București, iar Vasile Dușa din Zalău va îndeplini funcția de observator federal. Înainte acestui joc, Explorări ocupă locul 9 cu 25 de puncte, iar Universitatea Cluj se află pe 10 cu 14 puncte. În tur, echipa antrenată de Marius Botea și Sorin Pop s-a impus pe teren propriu cu scorul de 3-2. Meciul de mâine este oarecum important pentru băimăreni, deoarece, în cazul unei victorii, indiferent de scor, vor trece peste Unirea Dej în clasament și vor încheia astfel sezonul regulat pe locul 8. Echipa din Dej are 2 puncte peste Explorări, însă va sta în ultima etapă, deoarece a jucat în devans partida cu tricolorul Ploiești. Tot în ultima etapă a sezonului regulat, Clubul Sportiv Școlar numărul 2 din Baia Mare va juca în deplasare la Steaua București, liderul campionatului. Meciul va avea loc mâine de la ora 13. Indiferent de rezultatele înregistrate în această rundă, se cunosc deja echipele care vor participa în play-off și play-out. Primele 6 clasate, Steaua București, Tricolorul Ploiești, Arcada Galați, CSM București, Volei Municipal Zalău și SCM-ul Craiova, vor evolua în play-off unde vor lupta pentru titlul național. Pe de altă parte, echipele clasate pe locurile 7-12 vor evolua în play-out. Este vorba despre Dinamo București, Unirea Dej, Știința Explorări, Universitatea Cluj, Clubul Sportiv Școlar numărul 2 din Baia Mare și CSU Timișoara. La finalul play-out-ului, ultimele două clasate vor retrograda în divizia secundă. Atât în play-off cât și în play-out se va juca în sistemul tur-retur. Prima etapă va avea loc săptămâna viitoare.